Salutare tuturor și bine v-am găsit la PlayStation 99! Suntem aici cu un videoclip mult mai scurt decât cele de obicei pentru că vreau să vă arăt un combo foarte bun. Acum mergem aici să colectăți un etichetă ăsta gratis pe care îl primit în fiecare zi, costă vreo 10k diamante. Nu este extrem de mult, dar pentru început chiar vă ajută, adică un etichet 10k diamante. Puteți să-l vindeți chiar la 12k diamante pentru că lumea îl cumpără. După mergem la teleport, este un combo foarte ușor de făcut. Mergem la 199 aici în stânga. Imediat ne teleportăm cu canonul acesta, cu tunul acesta. Și aici, da? În ultima zonă, stai să scoatem peturile mai întâi, da? Stai puțin să scoatem tot de aici. În prima, prima și prima zonă, în ultima zonă aici, avem de făcut fix așa, da? Avem un combo extrem de bun pentru a da foarte, foarte mult damage dacă aveți nevoie. Tot ce trebuie să faceți este o investiție mică de vreo 15 milioane de gems. Dar o să aveți damage în continuu. Bine, nu chiar 15 milioane, poate puțin mai mult, depinde cum o să funcționeze toată chestia asta. Acum mergem la inventar, dar Mergem la iteme. Primul și primul lucru pe care îl facem, mergem la enchanturi, da? Trebuie neapărat să cumpărați o carte de genul. Trebuie să aveți o carte de shiny super judge. Cu una costă 10 milioane și a zis 15 milioane, nu 10 milioane. Unde mai se duc celelalte 5 milioane pe care trebuie să le folosiți, trebuie să vă cumpărați shiny flag. Un shiny flag în momentul de față e super, super ieftin, adică 4000 378 de steaguri, da, de shiny, costă 2 milioane. Trebuie să le găsiți, durează să, să căutați pe Trading de plaza acolo până faceți atât de multe, dar ideea ar fi că merită extrem de mult. 4300, îți dai seama cât de mult ar dura să le cheltuiești pe toate, cât de mult ar trebui să le folosești pe toate, extrem de mult și doar 2 milioane. Dacă vă luați de 5 milioane ar veni vreo 10.000 și 10.000 o să se ducă în luni de zile, mai ales că poate nu puteți să stați atât de mult afecat și chestii de genul. Primul lucru pe care îl faceți, de ce? Pentru că Shiny super Charge crește puterea peturilor ca 100%, stai să scoatem toate astea de aici, scoate 100%, da? Toată puterea e 100% de la Shiny Pets. Da, dar 100% nu se compară cu 135% de la peturile de la Strong Pets 9, de la carte, da? Dar ideea este că e 100% puterea Shiny-urilor peturilor, da? Și Shiny dă mai mult damage, adică dacă ai tu un pet, da? Noi nu avem acum Shiny, probabil cred că avem... Uh, Normal, nu. Să zicem că avem un shiny, da? un pet shiny dă mult mai mult damage de decât un pet normal, cum ar fi un uh, happy computer sau orice fiuș. Da? Și să zicem că un pet normal, un huge, da dă 60 de K pe fiecare hit. Dacă este shiny, dă 120 K pe fiecare hit. da. Să zicem că dă dublu, momentan nu știu care sunt adevăratele numere, dar să zicem că dă dublu. Da? 60 de K, un fiuș normal după dacă e shiny, 120k. Dacă funcționează așa, înseamnă că 100% din 120k ar veni să zicem bine, nu o să dea 1.200.000, că nu așa funcționează, dar să zicem că dă uh, 100% de 50% extra, da? Din 120k plus 50% extra ar veni 180k, da? 135% din puterea peturilor, 135% din puterea peturilor dacă sunt normale și un pet normal de 60k pentru că nu este shiny, atunci ar veni 135%, ar veni să zicem, 70%. Și cu 70% din 60 ar veni 110%. Deci cu strong pets doar una ar fi 110% cu un pet normal, da? 110% ca damage din fiecare pet, da? dacă ar fi din shiny, ar veni 180% dacă ar fi așa teoretic, da? Ai da mult mai mult damage, chiar dacă e 100% de la shiny, pentru că peturile shiny dau mai mult damage. În momentul de față mergem aici, oprim autotapul, da? Luăm și noi un pet să zicem orice pet, da? Punem aici un banii normal. Banii normal, după cum puteți să-l vedeți, e fix aici, normal, nu strălucește, nu nimic. Punem aici un stack de shiny. Și uitați-l, acum este shiny. Mine nu cred că se vede exact, dar uite cât de mult, mai mult, cât, de miș, cât de mult se mișcă. După, dacă mergem aici, nu pot să văd că e shiny, dar uite, dacă mergem aici în partea asta și punem unul de rainbow, de rainbow chiar se vede, pentru că este complet colorat. Vedeți? Este rainbow, dar nu se... Ba, uite că se vede, se vede. Vedeți? Se duce roșu, se duce albastru, se duce galben și așa funcționează cu shiny, dar momentan nu se vede că e shiny pentru că, pur și simplu, shiny strălucește. Și așa că toată zona asta albă nu funcționează cum ar trebui. Dar este cu siguranță shiny și dă mult mai mult damage. Adică noi nu putem să vedem cât damage dă, dar dă mult mai mult damage. Așa că dacă este mai cu bine, noi n-am pus cartea. Dacă este să punem cartea în momentul de față, dă mai mult damage. Acum, nu poți să-ți dai seama direct, dar așa dacă pui toate peturile să funcționeze, da? Împreună cu cartea de shiny, împreună cu steagurile de shiny, da? Pui toate steagurile, pui aici niste sprinkle dacă vrei să răspauneze mai rapid și pui autofarmul dacă aveți, dacă nu aveți, nu i necesar și uite cât de rapid spargem, da? Toate chestiile astea se sparg atât de rapid și avem doar o simplă carte de shiny. Pentru voi, pentru că nu aveți huge în continuu și nu aveți foarte multe chestii bune, ar trebui să se spargă relativ normal, adică ar trebui să se spargă în sensul ăsta. Stai să mergem aici. Pentru voi, fără nicio carte, fără nimic, ar este să se spargă ceva de genul, nu chiar așa de wow, dar bine, acum se spargă asta foarte rapid, dar ar să se spargă gen ca și cum aș avea 50 de peturi, ceva de genul, da? Nu foarte wow, dar nici foarte slab, pentru că de obicei, pentru majoritatea, în loc să se spargă extrem de rapid, stai să punem și noi niște peturi normale. Punem niște peturi de genul. Pentru voi majoritatea așa se sparg breakable. Nu se vede extrem de rapid, nu se sparg extrem de rapid, dar ar trebui să se miște peturile mult mai bine, să dați mult mai mult damage, mai ales, stai să măcar și noi niște fructe, pentru că acum am realizat că nu mai am. Mâncați mereu fructe, să vedeți, pentru că vă ajută extrem de mult. Aveți noi masterii 85 la fructe și la master la 90 de niște chestii destul de bune. Adică luăm mai mult bonus, putem pune mai multe, adică nu trebuie să mergem în inventar să punem din nou și din nou la, după ce se consumă la 50. Și costă mai puțin să faci rainbow. Bine, nu, asta e la 99, nu contează, doar ăsta două le avem. Dacă e să mergem aici la ultima zonă, uitați cât de rapid se mișcă, da? Dacă este să mergem aici, stai să scoatem și noi peturile astea de aici. Le punem pe toate pe care le avem. Dupa dacă e să punem aici autofarmul, uitați cât de rapid se mișcă, da? Și asta e doar cu o carte de, o carte de shiny, deci nu avem niciun fel de alt, altfel de enchant. Ia să punem 3 de criticală, 2 de strong pets, mai punem una de shiny, Bine, magnetul nu ne interesează în momentul de față și mai este ceva de damage, adică Party Time nu ajută la damage, nu ajută la damage. Să aici în nu știu exact ce face corruption nu, dar să zicem că dă mai mult damage. Și să zicem că mai avem încă o carte de damage, nu cred că mai e o carte de damage, așa că poate punem uh, Tap Power, pe, bine, Tap Power de level maxim, pentru că avem și auto tap -ul. Dar uitați cât de rapid se mișcă, dar acum punem și ultimat, am primit un Rainbow Mini Chest. Și dacă tot asta nu spun aici, să vă spun încă o chestie, nu merită. Cartea asta minice sforță, nu merită. Deci sincer, am folosit-o, am primit mai, mu mai puține iteme decât uh, trebuia. Adică am făcut așa și am primit mai puține iteme în 8 ore decât dacă o scot. Deci chestia asta este stricată, nu știu dacă nu funcționează cum trebuie sau nu știu ce iteme mai bune primim, pentru că n-am primit chestii wow, n-am primit mai multe cheiuri, n-am primit mai multe rainbow chest, n-am primit mai multe chestii care chiar mă ajută, deci nu te ajută cartea în momentul de față nu o folosit. Nu știu că poate nu funcționează sau poate dă dropuri care jocul crede că sunt mai bune, dar de fapt nu sunt mai bune, deci nu funcționează. Mai bine puneți Treasure Hound sau mai bine puneți alte cărți care vă ajută, da? Stai să scoți și eu asta, să pun o criticală aici, să pun treasure Hunt, să fie toate 3 treasure Hunt, două ces mimic, un super magnet, bine, asta costă 1.22 b, dar zai dai seama că costă extrem de mult. După aici, sper că ați înțeles ne vedem data viitoare la pe simulator 99.